Bună seara, domnilor și domnilor. Cred că există o libertate pe care mi-o pot permite pentru că sunt de foarte mult timp în presă, adică de la începuturile presei libere de după 1989, este aceea că pot să recunosc că sunt subiectiv. Să știți că toți ziariștii sunt subiectivi, asta e condiția umană, numai că unii își pot permite să o recunoască, unii nu. Eu sunt subiectiv, recunosc și în subiectivitatea mea m-am simțit întotdeauna bine dialogând cu deputatul liberal Daniel Constantin, pe care l-am invitat la o nouă discuție în această seară. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Nu vă aud. Eu nu vă aud. Da. Acum da, e ok. Îmi cer scuze. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cred că pot să spun și eu același lucru, că m-am simțit și eu foarte bine în dialogul permanent pe care l-am avut cu dumneavoastră, ca dovadă și faptul că am făcut poate una dintre cele mai bune emisiuni, spun eu la noastră, în care v-am răspuns chiar sincer la toate întrebările. Mai comode. Este corect. O emisiune într-adevăr bună și eu și alții am putut cunoaște prin intermediul acestei emisiuni. Aș vrea să vă rog să stăm un pic de vorbă pe niște teme un pic mai generale, despre care în general nu se vorbește, iar pe final să venim la Argeș, pentru că s-au întâmplat și se vor mai întâmpla lucruri aici la Argeș, cum ar fi faptul că pierdeți prefectul, vine un userist, peste câteva zile sunt alegeri pentru la Consiliul Local Pitești pentru funcția de viceprimar, sunt niște probleme pe la Bascov, în fine, o să le discutăm pe toate. Dar la început aș aborda cu dumneavoastră două, trei lucruri de politică generală. Sunt curios ce părere aveți. De pildă, dumneavoastră, de ce credeți că a apărut aur pe șicherul politic și cum vedeți acest partid? Sunt foarte, foarte atent la ce veți spune. Cred că aș fi un foarte bun consultant sau analist dacă v-aș da un răspuns exact la întrebarea aceasta de ce a apărut aur. Nu am această pretenție. E un punct de vedere personal și pentru mine a fost o surpriză ca pentru mulți alții, deși vă mărturisesc că am făcut un sondaj de opinie cu 2 săptămâni înainte de momentul 6 decembrie, de momentul alegerilor. Și pe județul Argeș, într-adevăr, aur apărea în sondajul de opinie cu 7,8 puncte. Nu mai știu, în final cred că a luat 7 puncte procentuale, dar apărea acolo. Deci e clar că oamenii și-au exprimat această opțiune în timpul campaniei electorale. Cred că a fost o ascensiune surprinzătoare pentru foarte mulți politicieni. Surprinzătoare pentru că a fost extrem de rapidă pe ultima sută de metri, ca să spunem așa, și poate pe undeva a fost și un rezultat al unei nemulțumiri acumulate de către cetățeni. Eu v-am spus, cred că și într-o emisiune cu dumneavoastră, că am înțeles și eu parte din mesajele care ne-au dus la scorul electoral din 6 decembrie și încercăm să le corectăm. Dovadă este și corect. Prezența mea în emisiunile dumneavoastră de fiecare dată când m-ați invitat. Sigur. Să comunic. Este corect, domnul deputat. Dar haideți să săpăm un pic mai mult. Totuși, mie așa ceva și numai mie, multora sau tuturor, nu ni s-a mai întâmplat. Adică să vedem un partid care nu își face campanie în mod clasic, pe ai cărui reprezentanți nu-i cunoaștem, întâmplarea face ca eu să fi avut mai multe interviuri cu domnul general Mircea Chelaru, care e deputat de Argeș de la Aur, dar în alte județe pur și simplu au apărut parlamentari acolo pe care nu-i cunoștea nimeni nici măcar de pe stradă. Trebuie să fi întâmplat ceva și eu vă lansez o ipoteză noastră, analizați-o cum credeți. Oare nu cumva partidele clasice, să le zic așa, au neglijat ceva anume, exact tematica aur, adică au neglijat ideea de patriotism, de protecția intereselor naționale și alte chestiuni de genul acesta. Eu așa îmi explic și vă întreb dacă considerați că am dreptate sau nu. Eu nu vreau să vă contrazic. Din punctul meu de vedere, poate că aceste lucruri n-au fost evidențiate prea bine de către partidele clasice, PSD, PNL,
Acum putem să includem și USR-ul în partide clasice, dar eu nu cred că sunt lucruri care au fost neglijate în analiza campaniei, în programul pe care l-am propus. Poate că nu au fost atât de mult promovate cum au făcut-o cei de la AUR. Dar totuși Partidul Național Liberal e un partid național. Să nu uităm. Păi asta e. Păi asta e. Și am să vă rog să nu ne grăbim. Chiar dacă suntem la un dialog televizat, putem să avem și micile noastre pauze de reflectare, dacă vreți, pentru că întrebarea mea e complicată, asta pe care vă pun acum. Cuvântul acesta național, din denumirea PNL, ce acoperire mai are în momentul de față? Cum îl înțelegem? Adică să nu fim foarte sofisticați, că dacă spunem sigur că da, noi suntem europeni, noi vrem în NATO, astea sunt lucruri generale, dar parcă nu văd chestiuni concrete care să atingă această coardă sensibilă până la urmă. Și până la urmă o coardă sufletească a simțirii patriotice, dacă vreți, și a slujirii interesului național. Care altădată, sigur, sau în decursul istoriei au avut tot felul de înțelesuri cuvântul ăsta. Adică, bun, străbunii PNL-ului, cei care au făcut ce au făcut, România Mare și așa mai departe, sigur că înțelegeau într-un fel, acele erau comandamentele timpului. După care, în perioada interbelică, iarăși a fost înțeles într-un fel. Foarte interesant însă, prin noi înșine, poate se exagera. Poate că Vintilă Brătianu exagera atunci când își dorea ca toate firmele cu care intră în combinație cu capitalul străin să păstreze 51% pondere acolo. Poate s-au schimbat vremurile, dar haideți să vedem totuși guvernul precedent, guvernul Orban și guvernul Câțu mai ales. Ce Dumnezeu mai fac în sprijinul interesului național? Am pus întrebarea mai pe larg, v-am lăsat să vă și adunați ideile. Poate nu era nevoie, acum eu am făcut-o prietenește. Da, nu cred că era nevoie, vă mulțumesc foarte mult, dar nu asta, eu cred că sensul este puțin inversat. Adică dumneavoastră mă întrebați ce mai face guvernul pentru a proteja până la urmă interese naționale. Întrebarea noastră este legitimă, dar eu vă spun ca om care este în interiorul Partidului Național Liberal că răspunsul ar trebui privit invers. Ce nu face guvernul sau ce nu este făcut în interes național? Pentru că dacă un lucru n-ar fi făcut în interes național, asta ar însemna trădare. Deci din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă program de guvernare, toate măsurile pe care le-a luat și guvernul Orban și le-a și guvernul Câțu sunt făcute și construite în acest spirit. Sigur că există anumite partide care accentuează mai mult aceste sentimente și câteodată, dacă vreți, se exagerează. Știți cum e? Mai fac trimitere la istorie. Când am lansat Partidul Pro-România, dacă vă amintiți dumneavoastră atunci, nu știu cât de mult a fost mediatizat, eu am spus, domnule, că vreau să lansez un partid de centru cu accente naționale, patriotice. Și mulți au spus, domnule, stați așa, se face un partid extremist. Nu era vorba de un partid extremist, era vorba de o idee de a conserva și de a accentua mai mult aceste lucruri și aceste măsuri pe care trebuie să le facem pentru protejarea identității naționale. Iar cred că ceea ce face astăzi PNL-ul este în acest spirit. România este un stat unitar și dacă este un stat unitar indivizibil de atâția ani de zile, eu cred că toate guvernele, din punctul meu de vedere, au militat și au crezut în acest lucru. Că unele au scos mai mult în evidență, vă amintiți și guvernul Dragnea a încercat să vorbească de un patriotism mai degrabă economic. Hai să consumăm mai mult de aici, hai să vedem cum limităm importurile și așa mai departe. Și eu sunt favorabil ideii de a consuma mai mult, de exemplu, produse românești, dar nu sunt neapărat favorabil ideii de a limita comerțul. Deci astea sunt lucruri pe care eu doar le scot în evidență. Sigur că... Da, domnul deputat, uite, nu degeaba, și am zis și eu înainte că sunt subiectiv. Sigur că îmi place să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că ați răspuns imediat, apofatic, catafatic, ca la teologie. Deci de ce nu, de ce da și așa mai departe. Sigur, eu înțeleg. Dar o să spun până la urmă. Nu cumva totuși... balanța noastră import-export la produse alimentare s-a dezechilibrat extraordinar de tare și nu cumva totuși țăranul român și produsele românești, că a dus vorba, nu au acces în hipermarketuri.
nu cumva se aude, a zis-o Dragnea, până la urmă a pus acea taxă pe cifra de afaceri. Sau a vrut să o pună, că până la urmă nu a funcționat. Și, mă rog, nu cumva oamenii ăștia nu plătesc impozite. Se vorbește și se vorbește la cârciumă, nici măcar la televizor, că sunt o groază de bănci care nu dau un leu profit pentru că îl repatriază, îl trimit la firma mamă. Toate chestiunile astea, până la urmă, nu ne pun pe gânduri, acum cinstit vorbind, că e ușor, să știți, e ușor să judecăm așa. Cei de la guvernare sunt susținuți din Europa, pentru că am tot auzit că PSD e rău și PNL e bun și despre USR, mă rog, mai puțin. Sunt susținuți din Europa și unii dintre noi ne putem gândi oare această susținere ce sens are sau de ce. Chiar așa modificaseră oamenii ăia legile justiției încât n-am mai ajuns Dragnea în pușcărie, etc., etc., nu vreau să le fac toate raționamentele. Deci, haideți vorbiți un pic și în registrul meu. Nu mai luați pe limbajul acesta, pe care eu îl apreciez, sigur că da, este diplomatic, este ok, este super, dar haideți să vedem. N-aveți îndoieli, sincer, vă întreb. Nu, hai să luăm pe rând așa. Dumneavoastră vorbiți de guverne care sunt susținute și care nu sunt susținute din afară. Eu vreau să vă spun un lucru, că dacă pe guvernarea precedentă exista, poate în înțelegerea dumneavoastră și a multor altora, faptul că acel guvern are susținere internațională, eu cred că era o chestiune legată de faptul că nu exista o comunicare foarte bună. Că se luau decizii și eu cunosc foarte bine mecanismele europene, pentru că am fost și consilier de integrare, am și director general într-o instituție care s-a creat ca efect al aderării la Uniunea Europeană, deci cunosc foarte bine mecanismele de acolo. În momentul în care e o decizie, indiferent că vorbim de agricultură sau justiție, ca să vorbesc așa de extreme oarecum, și nu comunici înainte la Bruxelles, n-ai un dialog cu cei de acolo, nu neapărat să ceri acceptul, că de multe ori se înțelege chestiunea de mă duc acolo la înalta poartă. Nu e așa. În momentul în care mergi și ai argumente, eu vă spun că lucrurile sunt și devii o persoană dizerabilă. În momentul în care tu iei decizii fără să anunți și spui așa fac eu că sunt la mine acasă, în momentul acela nu mai ești un partener pentru cei care iau decizii europene până la urmă. Cred că asta e diferența. Și aici mă duc mai departe. Eu nu cred, să știți, sincer nu vă cred. Sincer nu vă cred, pentru că ar fi prea frumos să fie așa. Adică noi vrem să construim, nu știu, dacă mai țineți minte rețeaua aia de aprozare, Unirea, da? Și anunțăm la Bruxelles ce le dăm. Răzvan, intenția era foarte bună. Eu nu vreau să vă întreb. Dar le dăm mail, le dăm fax, ce le dăm. Era dezastruos pentru că în spatele acelor intenții frumoase să protejăm produse românești, se pare că erau și alte lucruri. Dacă nu erau alte lucruri, de ce nu s-au întâmplat? Asta e, că totuși au fost la guvernare mai bine de 3 ani de zile. De ce nu s-au întâmplat? Spuneți-mi ce se întâmplă astăzi cu Casa de Comerț Unirea. Care sunt lucrurile care minune care s-au întâmplat în perioada respectivă? Și de asta ajung la... A venit DNA-ul, domnul deputat, și a intrat pe acolo și s-a destrămătit de... Da, haideți să vă spun ce se întâmplă cu chestiunea de, cum spuneți dumneavoastră, accente patriotice și așa mai departe. E o diferență majoră, din punctul meu de vedere, între a pune accentul, vorbind de produse românești, a pune accentul pe a ajuta fermierii din România și extrema cealaltă în care să spui limitezi importurile. Eu sunt mai degrabă favorabil ideii să-i ajutăm pe fermierii români, evident. Nu să limităm importurile din altă țară. Păi, de bineînțeles, din păcate, de multe ori, oamenii cataloghează ca fiind patriot pe acela care spune nu mai permitem importuri, nu mai permitem produse străine pe rafturile hipermarketului. Nu, hai să-i ajutăm. De asta vreau să vă spun. Asta e diferența pe care... Da, asta e diferența pe care... Aici suntem de acord, putem trece mai departe la ideea de impozite despre care vorbeam mai devreme. Eu nu am o statistică la zi că nu se mai vehiculează în spațiu public chestiunea de când e Dragnea în pușcărie. Dar când era Dragnea liber, au apărut liste de mari societăți străine, da, bănci, societăți de asigurare, hipermarketuri și mai departe, care nu plăteau impozită, domnule. Asta e problema, nu plăteau. Eu știu altceva, că sunt societăți, într-adevăr, multinaționale sau au fost, nu știu, nu e zona mea de expertiză, care, pe o legislație românească până la urmă, au scos așa exportul, profiturile, știți foarte bine. Dar asta e o legislație. Dacă domnul Dragnea sau altcineva vroia să corecteze lucrurile astea, modifica legislația.
Asta vrea să facă Partidul Național Liberal. Mai degrabă acolo unde sunt abuzuri sau încercări de abuzuri, că știți cum e, când permite legislația, toată lumea face ca anumite lucruri. Dar mai degrabă schimb legislația decât să vii la televizor și să clamezi că ești un patriot și că vrei să-i dai afară din țară și că ne fură banii și așa mai departe. Schimbă legislația, că ești la guvernare. Asta vreau să vă spun. Deci de multe ori... Domnul deputat, n-aveți curaj să spuneți nici măcar la acest post de televiziune, nici măcar în emisiunea mea, da, eu, deputatul Daniel Constantin, fac un proiect de lege cu privire la impozitarea multinațională. N-aveți curaj, pentru că vă spun de ce și nici nu vă cer să o faceți, că vă simpatizez foarte mult. Nu vreau să ieșiți din politică, nu vreau să fiți chemat pe la DNA, chiar dacă n-aveți niciun fel de vină. Nu credeți? Dar oricum nu o faceți. Nu o faceți că nu e bine. Dar nu, da, nu, eu nu fac pentru că eu încerc să fac lucruri la care mă pricep și încerc, am vorbit cu dumneavoastră, să vă spun că fac legislație foarte multă și lucrez la foarte multe legi pe care o să le vedeți în perioada următoare pe debirocratizare. Lucrez la legi pe care le-am promovat și care sunt deja promulgate pe zona de agricultură, pe zona de fonduri europene. Pe zona aceasta de fiscalitate nu am pretenția că sunt un expert, dar ce pot să vă spun, v-am spus cum gândesc eu și dacă asta vă convinge pe dumneavoastră sau pe telespectator. Este foarte bine. Dar putem să facem altceva. Ce credeți într-un an, în doi, alți colegi de-ai dumneavoastră, de pe zona de fiscalitate de care vorbiți, să vor apuca de treaba asta, în așa fel încât să fie tratate fiscal toate societățile, indiferent de capital, în mod egal, adică să nu se întâmple ca ăia care au capital românesc să trebuiască să plătească că vine fiscul, iar cei care au capital străin să facă ce vor, pentru că dacă ați văzut dumneavoastră, sunt mașinile acelea, automobilele acelea pe care scrie antifraudă, da, pe care le-am tot văzut circulând pe șosele și m-am tot uitat dacă văd vreuna vreodată în curtea vreunei multinaționale, mari sau mici. Nu niciodată, ele se opresc în curtea ăstora de pe aici, de pe meleagurile noastre. Pot să vă spun un singur lucru cu certitudine, dacă în momentul de față colegii mei se vor apleca cu mare atenție la aceste lucruri, pentru că, din punctul meu de vedere, legislația nu diferențiază investitori străini, investitori români, numai că, într-adevăr, poate că sunt situații în care legislația nu se aplică unitar sau nu există suficientă expertiză să se aplice așa cum trebuie. Eu vreau să vă spun că acum nu știu cât de bine m-auziți, dar sunt... M-ați prins pe drumuri, ca să zic așa, am promis că intru în emisiune și eram într-o discuție la Parlament, chiar cu președintele Orban, în care am discutat foarte mult și la nivel tehnic despre zona de agricultură și despre, că m-ați provocat de asta, vă spun lucrurile astea, despre zona de fiscalitate sau fiscalizare, ca să spunem așa, în zona de agricultură. Și uitați, vreau să vă spun un lucru. Eu așa înțeleg că trebuie să ții cu țara ta. Există în momentul de față, știți foarte bine, și în piețe, foarte mulți comercianți care vând citrice fără să emită un bon fiscal. Da. Ălea vin din import. Și atunci nu mai vorbesc de faptul că sunt foarte mulți comercianți care vând brânză din import, multă, din păcate, ajunsă pe diverse căi în țara noastră, din păcate nu sunt producători care plătesc impozii pe cap de animal sau pe suprafață, sunt intermediari, să nu le spun altfel, și care nu emit bon fiscal. Aia înseamnă competiție neloială. Și eu așa înțeleg aplicarea acestei legi care există și care n-a fost monitorizată în guvernarea precedentă, să fie, și cred, sunt convins că toți colegii mei vor fi mai atenți la aceste lucruri în perioada următoare. Ăsta e din punctul meu de vedere. Bine, nu insist aici, dar cred că nu vă referiți la țăranul ăla din piață, ăla din piață de aici, din Craiovei, că știți bine Piteștiul. Da. Ăla care vinde ouă și brânză în piață. Sper că nu vreți să-i cereți casă de marcat. Nici vorba de așa ceva. Eu vreau și vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că în trecut poate că lucrurile au fost percepute, înțelese și în felul ăsta. Noi vrem ca cei care sunt comercianți, nu mă refer la producătorul agricol, care are acasă câteva animale sau câteva hectare, el poate să meargă în piață să vândă fără niciun fel de problemă, dar cel care este comerciant, adică intermediar, să spunem că unul de bună credință merge și cumpără de la fermier și vinde în piață, ăla e un act de comerț. Pentru un act de comerț trebuie să fie emis bon fiscal. Cel care vinde citrice, da, banane, portocale, lămâi și așa mai departe, acolo la fel trebuie emis bon fiscal. Deci eu vorbesc și de asta... Deci ideea este așa, iertați-mă că insist. Eu mă duc la piață, da, și
am așa pe listă, să cumpăr ouă, brânză, mere și banane și portocale. Ei, mă duc, cumpăr brânză, ouă, mere, dar nu mai am voie să mai cumpăr banane și portocale, că ea nu vor mai fi acolo, că nu o să-și pună nimeni casă de marcat în piață să-mi dea mie bon fiscat. Ce? S-a întâmplat în trecut chestia asta. Există aceste case de marcat micuțe care emit bon fiscal fără niciun fel de problemă. E în regulă. Așa se face. Eu cred că dumneavoastră, adică... ca un jurnalist cu expertiză și un jurnalist cu, cum să spun, care cunoaște foarte bine ce înseamnă zona asta, cred că veți fi un susținător al unei astfel de măsuri. Pentru că, până la urmă, vorbim de echitate fiscală, competiție loială în piață și așa mai departe. Da, domnule deputat, sunt, dar cu condiția să scoateți dumneavoastră de la finanțe lista hipermarketurilor, să vedem ce impozite plătesc hipermarketurile, după care să ne legăm de producătorii ăștia mici care își câștigă o pâinică care nu e cine știe ce. Deci acolo e o discuție și eu cred că patrioți sunt cei care ajută pe fermieri să se asocieze și să ajungă mai ușor cu produsele respective pe raftul supermarketului. Vă anunț da, că și asta înseamnă. Eu am semnat legea cooperativelor, cred că am mai vorbit la dumneavoastră, care spune și care, din păcate, n-a fost aplicată până acum. Ea a fost promovată în anul 2015, promulgată de președinte în anul 2016 și abia acum în această guvernare, s-au publicat, cred că, un ordin de ministru prin care se pregătește terenul astfel încât fermierii care intră și comercializează produse prin cooperative să nu mai plătească impozit pe profit și pe proprietate. Eu așa înțeleg, să-i ajutăm pe fermieri să fie scutiți de impozit, astfel încât să comercializeze în comun. Dacă ei comercializează în comun, sunt convins că vor ajunge mult mai ușor, pentru că asta înseamnă cantitate mai mare, calitate mai mare, vor ajunge mai ușor pe rafturile supermarketurilor. Deci nu neapărat să îi limităm, pentru că până la urmă... Nu, n-a spus nimeni asta. Nu. Eu am înțeles lucrul ăsta. Știți că se răstălmăcește de obicei. Adică dacă eu vin, nu, mă duc să beau o cafea la un bar și vorbesc la bar acolo, domnule, ar trebui impozitate hipermarketurile cum sunt impozitate și ăstea românești. Și cineva, al treilea, să zicem că eu vorbesc cu un tovarăș acolo, al treilea zice, aha, tu ești împotriva capitalului străin. Asta e răstălmăcire. Deci eu nu sunt împotriva capitalului străin. Spun să fie egalitate de tratament fiscal, să avem și noi bani la buget, din care să facem spitale noi, să le îmbunătățim pe acestea, că uite că au început să devină crematorii și așa mai departe. Eu cred că am și eu dreptate. Aveți și dumneavoastră, am și eu. Da, și e adevărat. Aștept de la acest guvern să facă ceva. Aș vrea să schimbăm subiectul, că nu putem. Nu se poate, din păcate, că aș mai discuta cu dumneavoastră pe chestiunea asta. Spuneți-mi, partenerii de guvernare ai Partidului Național Liberal, Recte, USR Plus, credeți că ei împărtășesc ceea ce noi prin presă citim, scriem, în fine, o ideologie neomarxistă, progresistă, mondialistă, sau nu? Sau astea sunt pur și simplu niște constructe mentale așa pe care le repetăm noi fără niciun fel de bază? Eu nu m-aș duce așa de departe și nu știu cât le repetați noastre sau altcineva. Am văzut și eu în presă astfel de catalogări. Eu nu m-aș duce așa de departe. Într-adevăr, anumite abordări poate că sunt ușor exagerate. Vedem și noi în spațiu public că nu de puține ori, de exemplu, colegi de guvernare până la urmă care ar trebui să tragă în aceeași direcție, nu fac altceva decât să critique alți colegi miniștri sau să se uite ce au făcut bine sau mai puțin. Lăsați asta, sigur, am văzut și eu, nu? Eu vă întreb, da sau nu? Adică, spus că nu cred, eu nu cred chestiunea asta, pentru că... Deci eu pot să dau o știre, dacă ați fi, să-mi dictați dumneavoastră o știre acum. Eu am tastatură în față, să știți, și computerul aici pe tabletă, dumneavoastră computerul la 20 de centimetri în spate. Și eu, să zicem, mă apuc să scriu o știre. Și zic așa, deputatul PNL de Argeș, Daniel Constantin, a zis că USR nu este un partid neomarxist. Da. Primul. Unu. Deci nu este. Nu cred. Bun. Doi. USR nu este un partid progresist. Tot ce se înțelege treaba asta. Adică ateism, eu știu, prea mare accent pe chestiunile care țin de LGBT și așa mai departe. Deci nu e, poate nu e nici asta.
Depinde cum catalogați progresismul, ca să spunem așa, că în anumite puncte de vedere sunt progresiști, din alte puncte de vedere nu sunt progresiști. Și asta nu e o chestiune care, cel puțin pe mine, mă preocupă. Pe mine mă preocupă... Și că nu sunt nici mondialiști, adică ei n-au nimica din ceea ce lumea întreagă a început să considere că este curentul mondialist, adică cei care vor ca națiunile să devină din ce în ce mai palide și să trăim, mă rog... Așa, într-o aici emisferă. Trebuie să-i întrebați pe ei. Aici trebuie să-i întrebați pe ei. Nu, după părerea noastră. După nu. Părerea noastră. Eu n-am văzut accente atât de puternice în zona asta și, sincer, dacă aș vedea, cred că aș trage semnale de alarmă extrem de puternice, pentru că nu putem să fim asociați ca partid cu astfel de... Ce mă deranjează pe mine? Că sunt acum, sunt lucruri pe care am văzut că, deși mulți s-au abținut de-a lungul timpului, acum au început să vorbească despre asta. Pe mine mă deranjează abordarea pe care o au. Pentru că totuși, anumiți colegi, nu vreau să generalizez, totuși suntem colegi de guvernare într-o perioadă destul de dificilă și dacă acum, într-un moment în care nici măcar n-am pus bugetul pe masa Parlamentului, adică acolo să spunem că la buget, domnule, ne certăm că, uite, nu sunt fonduri suficiente. Dacă acum ne certăm că unul a abordat într-un fel sau a avut un punct de vedere public într-un anumit fel, și sancționăm lucrul acesta, ce se va întâmpla în viitor. Deci, eu cred că aici trebuie să mai lucrăm, să avem o colaborare ceva mai bună, astfel încât guvernarea să se vadă bine din exterior. Da. Știți la ce mă gândeam când vă ascultam? Că ați făcut o frumoasă carieră politică și pentru că sunteți inteligent, agreabil, în fine, dar și pentru că știți al naibii de tare să înfășurați cuvintele și chiar nu, să vă disperc. Într-adevăr, poate că am și această... Dar vreau să vă spun, sunt colegi de guvernare. Nu puteam, cel puțin eu personal, să votez în Parlament un guvern din care să facă un partid, din care să facă parte un partid neomarxist. Nu am aceste chestiuni și nu o să agrez niciodată lucrurile astea. De asta vreau să vă spun. Pe zona de progresism, aici sunt lucruri păi care... Da, dar să știți că eu n-am la îndemână, că ar trebui să-mi fac un fișier. Și o să-mi fac. Uite că astă seară îl fac. Cu tot soiul de declarații din zona asta USR Plus, despre proprietate, despre familie, despre copii, despre educație sexuală, despre ce astea ce Dumnezeu sunt. Domnule, adică... le discutăm pe fiecare în parte. Putem să le discutăm pe fiecare în parte. Cu unele suntem de acord, cu altele nu suntem de acord. Dar abordări extremiste pe anumite subiecte, ăsta nu intră, cel puțin în viziunea mea. N-au intrat niciodată. Dar aici nu vreau să fac, nu cred că m-ați invitat în emisiune să facem o analiză. Putem să discutăm, să discutăm despre cum funcționează coaliția de guvernare, despre cum performează un ministru sau altul, despre cât de bine se întâmplă lucrurile sau nu, adică lucruri de genul ăsta. Dar să vin să apăr eu doctrina USR-ului, dați-mi voie să nu fac lucrul ăsta. Deocamdată asta eu v-am spus o părere generală, dar nu vreau să intru în profunzime. Fiecare, doctrina în care cred eu este doctrina liberală, o doctrină de dreapta, social-liberală, cum am fost întotdeauna. Da. Și pe asta pot să vă explic, în detaliu. Da. Pe tematica asta generală mai am doar o singură întrebare, după care ne venim aici în Argeș. Eu o să vă citesc o declarație a unui anume Liviu Horoviț și dumneavoastră să-mi spuneți cât credeți în ea. Adică și dacă se poate ca să nu facem eseuri, să-mi ziceți, domne, cred de nota 10 sau cred de nota 2 sau 5 sau în fine. Că mă interesează și după aia vă las, nu vreau să filozofați. Are 6 rânduri pe computerul meu declarația aceasta și zice așa, citez. Multinaționalele nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, în mod fundamental. Interesul lor primordial reprezintă profitul și monopolul, iar unul dintre obstacolele care stau în fața acestor obiective îl reprezintă suveranitatea națională, ceea ce explică și atacurile susținute îndreptate împotriva acestui ultim bastion din calea unui globalism impersonal și despotic. Cred că am recitat-o suficient de bine, nu foarte bine, dar cred că ați înțeles-o. Dacă vreți, vă dau pe WhatsApp, dacă vreți. Da, deci sunt și adevărul în ceea ce se spune acolo, dar nu totalitate. Și pot să vă dau din ce am reținut eu, pentru că nu am în față momentul ăsta.
eu cred că hipermarketurile, multinaționalele, ce vreți, multinaționale în general, cred că la asta se făcea referire, într-adevăr vizează profitul, ca orice societate. O aveți pe WhatsApp, dacă aveți WhatsApp. Ca orice societate, încă o dată, ca orice societate comercială, cred că profitul, într-adevăr, este una din ținte. Bine, până aici e clar. Profitul, nu neapărat da. Monopolul, că uitați, aici se face referire, am găsit, am primit pe WhatsApp, se face referire și la monopol. Monopolul este o chestiune pe care economia de piață funcțională o respinge, știți foarte bine. De asta avem Consiliul Concurenței, de asta avem instrumente de a acționa în piață. Deci eu cred că dacă s-ar urmări... Tentativ de opost, că și Consiliul Concurenței a dat amenzi uneori destul de mari. Tocmai de asta vă spun. Tocmai de asta vă spun că sunt și adevăruri aici. Se urmărește profitul, dar monopolul, poate chiar dacă se urmărește, el este împiedicat de instrumente ale statului. Asta, dacă s-ar crea monopol în stat, înseamnă că statul n-ar fi suficient de puternic. Pe de altă parte, chestiunea cu suveranitatea națională, încă o dată, eu vă spun lucrul acesta. Avem nevoie de hipermarket. Jumătate din piața de desfacere în momentul de față, nu numai în România, ci în toate țările europene, este reprezentată de această formă de organizare în hipermarketuri. Cealaltă jumătate în diverse forme de organizare. Da, domnul deputat, dar noi am avut aici pe unul, cam zăpăcit așa pe lui, să nu se supere pe mine, poate mă aude, îl chema Penescu și a făcut un supermarket care era mai mare decât orice supermarket care a apărut acum prin Pitești. Și deși s-au dat șpăși la arbitrii ăla greu, că mie îmi place fotbalul, două decenii l-au găsit pe el, țapii spășitor, și l-au luat. Și hipermarketul s-a închis. Nu mă duce capul că o fi avut legătură, că voia să deschidă unul la Craiova, unul la Brăila. Asta am zis și eu. Acum nu vă spărăți, că nu m-am exprimat politicianist, doar vă spun un fapt de viață. Eu am înțeles. Și dumneavoastră aveți libertatea ca jurnalist să vă faceți tot felul de istorie sau să vă expuneți un punct de vedere. Nu cunosc situația, nu eram în Pitești la momentul acela, nu știu ce s-a întâmplat, deci nu știu. Dar eu pot să vă spun un singur lucru. Dacă există situații în care se creează monopol, statul este suficient de slab ca să permită acest lucru, în egală măsură este suficient de slab atunci când în hipermarketurile care reprezintă o piață importantă de desfacere sunt numai produse străine sau când acestea sunt dominante. Un stat puternic este statul în care se sprijină producătorii autohtoni să vândă cât mai mult în supermarketurile respective. De asta vă spun, într-adevăr, statele care sunt, în care pun un accent, duc la extrem, ca să spun, extremiste, acolo hipermarketurile ca formă de organizare nu există. Nu aș vrea să ajungem într-o situație de genul acesta. Bineînțeles, cine ar vrea? Da. Doamne ferește, eu aș vrea să ajungem în situația Statelor Unite. Joe Biden a zis, cumpărați produse americane. Nu? Și noi am spus. Dar și noi, păi și noi. În 2012. Dar eu cred că atunci când el o zice, se va și întâmpla. Până la noi o zicem din gură. Deci chiar la Pitești, în 2012, am lansat colțul de produse românești în hipermarketuri. Hipermarketurile, la momentul acela, au fost extrem de deschise și au spus, domnule, vrem să ajutăm produsele românești, numai că vrem să le găsim și noi la prețuri competitive, și cantitativ, dar și calitativ. Și atunci, cred că statul, dacă este interesat, trebuie să-i ajute pe oameni să corespundă acestor, ca produsele lor să corespundă acestor cerințe. Abia atunci putem să spunem că avem un stat care promovează o politică în care cuvântul național nu este doar un cuvânt în denumirea partidului, ci chiar se întâmplă aceste lucruri. M-ați întrebat mai devreme să definesc. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Adică există, domnul Smoreanu, știu, nu se pune acest există. PNL are cel mai frumos nume de partid dintre toate partidele, da? Partid Național și Liberal, că noi de-abia ne-am deschis și noi la ideea de libertate și de piață liberă. Un exemplu, da, numai că spune că fac referire numai la domeniul meu, dar acolo le cunosc foarte bine. Uitați, în 2012, când am venit ministru, exista o legislație care spunea așa, infrastructura de irigație din țara noastră, principală, secundară, terțiară. Cea secundară a fost dată pe legislația precedentă către proprietarii de terenuri care s-au constituit în organizații de udători. Din punctul meu de vedere, o idee foarte bună a fost aplicată greșit pentru că nu li s-a pus o virgulă acolo, cu condiția să păstreze sistemul de irigație. Și atunci s-a devalizat. Infrastructura principală, la fel, există. De ce nu a spus virgulă acolo?
Nu vă dădați. De ce n-ați spus virgulă? Nu vă dădați seama că... Era din anii 2000. Am pus eu virgulă în 2012, asta vreau să vă spun. Și în egală măsură, în 2012, am eliminat din legislația precedentă posibilitatea ca infrastructura principală să treacă în mâna privaților. Pentru că mâna privaților putea însemna chiar și în mâna străinilor care veneau să-și facă o societate comercială în țara noastră. Și atunci, exemplu de chestiune națională, să spunem așa, am spus, infrastructura principală este o chestiune de interes național, de securitate națională și trebuie să rămână în proprietatea statului care are datoria să o reabiliteze. Și am și dat legea irigațiilor. Asta ca exemple. Poate că noi nu punem, cum pun colegii de la AUR, accent atât de puternic și arătăm, numai noi suntem patrioți, că uitați, am făcut astfel încât infrastructura principală de irigație să rămână aici. Numai noi suntem patrioți, că uitați, dăm scutire de impozii producătorului român să fie competitiv în hipermarketuri. Poate că n-am pus accent mai mult pe chestiunea asta, dar astfel de lucruri s-au întâmplat și eu cred că e bine să se întâmple în continuare. În locul domnului Orban v-aș pune purtător de cuvânt la PNL. Le ziceți foarte bine, domnul deputat. Dar le și facem. Eu v-am spus foarte bine că le și facem. Astea sunt exemple de lucruri care s-au întâmplat prin lege. Legea irigațiilor în 2015, iar în 2012 modificarea legii prin care se gestiona infrastructura de irigații. Pe surse din discuțiile pe care le-ați avut la Pitești când a venit președintele dumneavoastră, domnul Ludovic Orban, am înțeles că ați luat și dumneavoastră cuvântul și ați zis ceea ce mi-ați zis și mie în emisiune, și anume că partidului dumneavoastră în Argeș și trebuie un proiect pentru a câștiga alegerile locale, la astea v-ați referit, eu așa am înțeles pe surse, alegerile locale, adică și Consiliul Județean și Primăria Pitești, și vă trebuie proiect. Și acum vin cu întrebarea. Cum a fost primită ideea dumneavoastră și dacă mișcă ceva cineva în acest sens sau poate dumneavoastră mișcați în acest sens? Proiectul, unde e proiectul? Știți cum e cu ala? Eu vreau să vă spun că în pofida ceea ce spuneați dumneavoastră în discuțiile cu mine, că PNL-ul în Argeș n-are o relație foarte bună cu presa, la ședința aceea s-a văzut că există o colaborare foarte bună între birou permanent județean sau colegi din birou permanent județean și presă, pentru că tot ce s-a discutat acolo... Avea un om un telefon acolo și dădea mesaje, ce vreți. Da, nu mai contează. Important e că... Ce dumneavoastră nu mi-ați dat, ca să zic așa? Nu v-am dat, să știți că... Așa, corect, nu mi-ați dat. Am stat la prezidiu, știți, și n-am putut că eram... Recunosc că nu mi-ați dat, ca să fie clar. Dar la data viitoare v-aș ruga. Care e problema? Că mi-ați spune adevărul. Ascundeți ceva acolo la biroul ăla. Tot ce a fost transparent transmis către... Deși eu am spus de fiecare dată că e bine să avem un cadru... Mulți au fost de acord cu ce s-a discutat acolo sau în altă parte, în diverse ședințe, alții nu au fost de acord. Și atunci era bine ca toate aceste discuții să rămână în interior și în exterior să fim o singură voce. Pentru că era un moment de sinceritate în care s-a făcut și o mică analiză așa, a alegerilor, care au fost cauzele pentru care s-a obținut un rezultat slab la Argeș. Dar mă rog, eu întotdeauna am spus că trebuie să fim optimiști și că avem un potențial foarte bun. Aici mă refer la agricultură, unde se spune că avem întotdeauna potențial și nu valorificăm, dar avem un potențial foarte bun și avem o șansă extraordinară dacă ne mobilizăm de acum, în 2024, să câștigăm alegerile locale. De acum înțelegând când? De acum, adică de acum de astăseară, de acum de o săptămână când a venit domnul, sau peste un an sau peste 6 luni? Nu, din seara alegerilor, din 6 decembrie, dar a mai fost un moment important acum pentru că s-au luat niște decizii. Odată cu venirea președintelui Orban, cu autoritatea pe care o are, cred că s-au stabilit niște linii politice și pentru filiala Argeș foarte clare, deși ele vor mai fi discutate în perioada următoare, și că lucrul acesta ar putea însemna startul, dacă vreți, campaniei pentru alegerile din 2024. O campanie și un proiect care să însemne, pe de-o parte... Sunt secrete aceste linii politice de care vorbiți, că eu nu știu la ce vă referiți. Păi nu, la asta vă spun foarte clar. În primul rând trebuie să deschidem porțile partidului. Trebuie să atragem oameni și să... Erau închise? N-am zis că sunt închise. Trebuie să deschidem, poate și dacă erau deschise, să le deschidem mai larg. Aici fiecare înțelege ce vrea. Eu cred că trebuie să deschidem porțile partidului, să aducem cât mai mulți oameni. Păi le-ați deschis anul trecut. Ați adus un PSD-ist să faceți primar? Ați adus pe cineva de la
universitate să-l faceți prefect. Le-ați deschis până la urmă. Dacă ați deschis și spre PSD, cât de deschise să le mai faceți? Că mi-ați spus, am trecut și eu prin politică și nu o să intru într-o polemică sau nu o să vă răspund la o astfel de provocare a dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că vorbesc întotdeauna pentru viitor, ca legile, știți? Legile nu se aplică pentru trecut, se aplică pentru viitor. Eu vreau să deschidem porțile partidului, să aducem oameni de calitate. Am întâlnit foarte mulți oameni de calitate în partid, avem foarte mulți oameni buni, dar cred că sunt mulți și în afara partidului care merită o șansă și trebuie să arătăm, mai ales acum ca partid la guvernare, că vom promova oameni de calitate. Sunt foarte multe poziții politice și la nivel local și la nivel central în care chiar trebuie să promovăm oameni de calitate. Mulți nu vin, să știți, la partid în general pentru că spun, domne, dar toate lucrurile sunt cam închise, posibilitățile de carieră sunt cam închise. Nu e așa. Și asta trebuie să demonstrăm. Avem 4 ani la dispoziție în care PNL-ul va fi la guvernare, eu sunt convins de lucrul acesta, și în care trebuie și prin actul de guvernare centrală și locală să arătăm că suntem partidul care promovează, nu pe diverse interese și prietenii, ci pe diplomele și pe pregătirea pe care o are fiecare om care se alătură. Știți, eu am întâlnit de-a lungul carierei foarte mulți oameni care au fost dezamăgiți, că au încercat să intre în administrația publică românească și n-au reușit din cauza faptului că există diverse prietenii, așa cum știți și dumneavoastră. Mulți dintre ei, vă dau un exemplu dureros, mulți dintre ei n-au avut loc în administrația publică românească, au aplicat pentru concursuri la Bruxelles, au câștigat acolo, au ajuns funcționari europeni și sigur că mulți dintre aceștia acum vin și controlează zonele în care, din păcate, ei n-au putut pătrunde. Nu vă mai spun consecințele. Din Argeș nu știu un asemenea caz, dar poate că există. În sfârșit. Nici eu nu știu să vă spun din Argeș, dar vorbesc la modul... Da, la modul sincer, simțiți că se vor mișca lucrurile și cam când o să ajungă ecoul și pe la, nu știu, la noi, la presă, la urechile mele, domnule. Am auzit, uite, simt, gata, se mișcă. Simțiți, dumneavoastră, simțiți? Nu, e adevărat că e o perioadă destul de complicată în momentul acesta, dar eu cred că efectele se vor vedea în curând și la nivel local și la nivel central, de exemplu. La nivel central, eu v-am spus că lucrez la câteva proiecte pentru debirocratizare care cred că vor fi în beneficiu tuturor, inclusiv al locuitorilor județului Argeș. În egală măsură sunt câteva proiecte care vor fi prinse în proiectul de buget pentru anul acesta, care să fie, mă refer pe zona de infrastructură și o să le vedeți la momentul respectiv. Deci lucrurile se vor vedea. Din punct de vedere politic, urmează o perioadă în care vom avea alegeri, pentru că va fi congres, și asta am discutat la întâlnirea cu domnul Orban, vom avea congres în septembrie și ca să avem congresul în septembrie, până atunci trebuie să alegem toate forurile statutare la nivel de comună, orașe, municipiu, județ. Am înțeles, proiectul ăsta, eu nici nu știu, puneți-vă în situația mea. Cum Dumnezeu să scoată la dumneavoastră un răspuns totuși mai concret? Proiectul ăsta, pentru că ce se întâmplă? Noi toți, eu mai mult decât dumneavoastră, noi vedem, eu văd de 30 de ani că PNL în Argeș trage mâța de coadă, băltește, spuneți-i cum vreți. Pierde mereu. Este un sac de box, da? În toate alegerile de până acum. Nu chiar și... în toate. Domnul Zmeureanu, mai puțin. În 2019 nu s-au pierdut alegerile. Europarlamentarele s-au câștigat și n-au... Mă refer la cele locale, pentru că e foarte important că mă refer doar la cele locale. Că cele generale se pot câștiga din diverse alte conjuncturi și întâmplări. Dar pe cele locale le pierde. Și întrebarea e când schimbați ceva? Când ziceți, domnule, uite, ne-am apucat, uite, și puteți să-mi spuneți. Nu vă spun, dar ne-am apucat. Puteți să-mi spuneți și așa. Domnule Zmeureanu, eu ce să vă spun, vă dau dreptate, dacă dumneavoastră nu vedeți, înseamnă că ele nu se întâmplă deocamdată. Când o să se întâmple, o să le vedeți și dumneavoastră și o să-mi spuneți dumneavoastră. Da, domnule, ați avut dreptate. Eu vă spun doar ce cred că trebuie făcut. Și astăzi am vorbit chestiunea asta, că trebuie să aducem, pe lângă oamenii pe care avem, să întărim echipa astfel încât să construim proiecte care să vă convingem și pe dumneavoastră după aceea. Păi întăriți... Mai direct de atâta, nu știu, da, nu știu ce vă... Da. Întăriți și cu cei care sunt deja aici. Puneți-i în valoare, să știți că eu cunosc câțiva oameni care nu sunt puși în valoare. Oameni extraordinari din PNL, nu-l dau nume, dar... Da. Nu știu, Narcis Sofian, uite, să dau și eu un nume. O să vedeți că... Am o chestiune, eu îl văd că e marginalizat, în sfârșit.
Eu cred că o să fie oameni, o să vedeți, chiar și cu nominalizările pe care le vom face la funcțiile de subprefect, dacă devin, de fapt, după ce au devenit funcții politice, să vedeți oameni de calitate care vor fi promovați. Și nu numai la subprefect, o să vedeți peste tot. Eu vreau chiar să vă spun că e una din discuțiile pe care iar mă provocează, vă spun, una din discuțiile pe care am avut-o cu domnul Orban. Că implicarea mea va fi totală atâta timp cât vom reuși să avem oameni de calitate care să fie promovați peste tot. Da. În, cum să zic, în județul Brătienilor o să fie, nu vreau să vă supăr și nu vreau să găsesc așa o chestie, o să fie prefect useriști. Chiar așa, strămoșii useriștilor care sunt? Că, de exemplu, ai liberalilor știm, doamne, brătieni. Dar ai useriștilor care sunt? Că a zis că Marx și Engels nu sunt. O avea și ei strămoși sau n-au? Sau cine i-a adus partid? E un partid mai nou și nu cred că putem să vorbim acolo de strămoși. Nu-i cunoaștem noi, dar nu asta e important. Într-adevăr, va fi prefect de... Cum? Să nu-i cunoaște și dumneavoastră care sunteți în politică de atâta timp? Adică, na, să vorbește de alți strămoși. Unii zic Coldea, alții zic Sioreș, ne trimit peste Atlantic și așa mai departe, nu știu. Da, în fine, nu vreau să vă sâcli cu asta. Nu pe speculații. Da, da. Deci o să avem, o să fie prefect userist, da. USR plusist aici. O doamnă, am înțeles. E bine? Nu știu cine va fi. Eu sper să exercite actul de demnitate publică, da. Foarte important, foarte bine. Mai mult decât atât mi-aș fi dorit să fie, vă dați seama, și eu și toată lumea să rămână în continuare un prefect în zona PNL-ului, pentru că, până la urmă, prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu. Trebuie să se asigure că programul de guvernare este aplicat corespunzător la nivel de teritoriu. Știu, mi-a plăcut să avem oameni și să scoatem, să avem, până la urmă, prefectul este principalul comunicator al partidului, la nivel județean, dacă va fi politic. Și atunci era o bună ocazie să arătăm că avem oameni de calitate care știu să facă administrație. Din păcate nu s-a întâmplat asta, din mai multe motive pe care nu le cunosc, nu știu să vă spun, că n-am fost la discuția pe prefect, dar... Da. Diverse motive, știu foarte clar că USR-ul și-a dorit la nivelul județului Argeș, e adevărat că și PNL-ul și-a dorit foarte mult, nu s-a putut obține această funcție, sper să avem subprefecți suficienți de puternici care să compenseze acest deficit. Și nu o să devină PNL al treilea partid în județul lui, ca să zic așa. Sper, nu? Vă referiți la... Nu, eu cred că nu. Nu cred că se pune problema așa. Eu cred că PNL-ul are o poziție politică destul de bine consolidată și întotdeauna în ultimii 30 de ani s-a bătut la... Aproape întotdeauna s-a bătut la locul 1, nu la locul 2. Deci nu cred bine, că se... s-a bătut la locul 1 și a ieșit pe locul 2. Deci nu... Eu plână, în 30 de ani a ieșit pe locul 2. La locale vorbesc. Nu întotdeauna, repet, alegerile europarlamentare au poziționat... La locale. La locale, domnule. La locale, am zis, am discutat, am clarificat lucrul acesta. Sper să putem să schimbăm în 2024. Bun. Ultima întrebare, domnul deputat, că uite, din păcate, bine a fost atunci când mi-am luat două ore cu dumneavoastră, că de-aia a ieșit. Pensați că venim bine, mai... Și discuția asta a fost foarte utilă, dar din păcate mai am doar două minute. Ce observ în teritoriu? Acolo unde PNL-USR, sper să n-ajung să zic peste o vreme USR-PNL, de asta o zic. Deocamdată zic PNL-USR. Unde aveți majorități în consilii locale, iese cu scandal. Ce Dumnezeu se întâmplă? Pentru că eu am făcut ieri partea a doua acestei emisiuni, este un interviu cu primarul Stancu de la Bascov. Și acolo lucrurile sunt într-un scandal. Nici nu vreau să îmi imaginez ce va fi când vine bugetul. Pentru că va fi... Se ceartă pe nimicuri, oamenii pun frâne acolo, nu vin la comisii, în fine, un dezastru. Știți că pe Facebook, pe rețele de socializare, există o vorbă, o relație complicată. Ei, cam așa este și relația la momentul ăsta și acum nu mai putem să ascundem, pentru că văd că se discută foarte mult public. Eu aș fi făcut altfel, din păcate nu... Decid eu, nu sunt în conducerea, cum să spun, USR-ului.
Dar de acolo abordarea, din păcate, a fost una cel puțin neelegantă vis-a-vis de partenerii de guvernare și la nivel central și la nivel local. Dacă vreți, chiar cred că a început la nivel local, acolo unde nu s-au înțeles. Știți foarte bine ce se întâmplă la Iași, chiar și în localități mai apropiate de județul nostru, București, uitați-vă ce se întâmplă la sectorul 1. Deci sunt niște abordări, să le cataloghez deocamdată, neelegante. Relația este deocamdată complicată, nu e tensionată. Eu sper să nici să nu se tensioneze în perioada următoare și să putem să ducem la capăt un mandat extrem de important pe care... Înțeles. Eu v-aș ruga să invitați la înțelepciune, nu neapărat în emisiunea mea, dar acolo unde fac majorități contra primarului PSD, să invitați la înțelepciune că e cea mai bună. Nu la altceva, că democrație e democrație. Va fi cazul și la Pitești, da. Iar tensiuni să știți că sunt, chiar dacă dumneavoastră nu le recunoașteți la televizor. Între PNL și USR, în Argeș, sunt foarte mari. În fine. Vă mulțumesc, să știți, a fost o mare plăcere. Nu știu când au trecut cele 50 de minute. Sunteți primul căruia îi spun invitat permanent la această emisiune. Sigur, nu o să o fac numai cu dumneavoastră, dar să știți că periodic, foarte des o să vă invit. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Și eu, toate cele bune, numai bine. Numai bine.